Astăzi vom discuta despre BMW seria 6, mai exact în cazul nostru 640 de X-Drive. Modelul inițial, primul seria 6 de fapt, a fost lansat în anul 1979. Și deși are același nume, să știți că prima variantă era doar un model în două uși, tot la fel o variantă care să îmbine luxul și sportivitatea. Din păcate, în 89 producția acestuia a fost oprită, mașina nu mai reprezenta un randament financiar pentru cei de la BMW. Dar până când Mercedes le-a dat din nou startul, Mercedes a lansat CLS-ul și a făcut și pe ei să revină cu seria 6, care de data asta a fost făcută atât în variantă două uși coupe, cât și în variantă în patru uși și variantă decapotabilă. Mașina de care discutăm are un motor de 3 litri, biturbo de 313 cai, dar asta le vom mai discuta și când pornim în proba de drum. Ce e interesant și se diferențiază cu mult, să zic, față de majoritatea modelelor de la BMW, este designul foarte, foarte agresiv. Cel puțin în opinia mea, cred că e cea mai agresivă grilă frontală sau bota unei mașini din gama actuală a celor de la BMW. Păstrează trendul actual în care grila față practic are un unghi inversat, nu este o grilă dreaptă, nu este nici o grilă așa, practic unghiul este inversat și fante cromate pentru o ventilație superioară, atât în partea de jos cât și sus, faruri full LED autoadaptive și dacă vedeți aici jos, avem și proiectoare de ceață care și ele sunt la fel full LED. Să nu credeți că spatele e mai puțin agresiv. Inspiră aceeași sportivitate, aceeași agresivitate, aceeași răutate, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare. Dacă vă uitați, stripele astea din LED efectiv arată ca niște sprincene de vulturi încruntate. Mașina este o mașină de lux, dar este o mașină sportivă în același timp. Eleron care se ridică din spatele portbagajului, practic el prezintă această curbură, această ridicare către spate și cu siguranță la viteze mari are un rol destul de important. Iar portbagajul care îl deschidem, se deschide, da, mă gândeam că ne face feste. Portbagajul are aproximativ 600 de litri, cei drept gura de încărcare este cam micuță, nu aveți o deschidere extraordinar de mare, dar dacă ne axăm pe bagaje, plecat în concediu și așa mai departe, ne descurcăm. Nu o să putem căra frigiderul, dar așa e ok. Bineînțeles, dacă rabatăm banchetele, spațiul se mărește, dar nu cred că e atât de important la acest model. Este o mașină care sare de 5 metri lungime, are 1,9 lățime, da, este o mașină foarte lată. Înălțimea, în schimb, e undeva la 1,39-1,40, dar nici nu avem nevoie de un high tower în cazul acesta, pentru că discutăm de o mașină sport. Și ampatamentul, distanța dintre roți, este de 2,9, iar această lungime ne ajută foarte mult în confortul interior și în sportivitate. De asemenea, pe lateral, producătorul, ca să nu cumva să uităm noi despre ce e vorba aici, ne-a scris din nou Grand Coupé. Abia când ne urcăm la interior, vedem de ce discutăm de o mașină luxoasă. Gândiți-vă că e o mașină care cu ușurință sare de 100.000 de euro atunci când o achiziționăm de nou din reprezentanță. Avem piele de calitate, avem scaune bune, avem controlul climei la pasagerii din spate. Practic mașina are climatizare pe 4 zone. Ne jucăm acum puțin, dar nu asta urmăream. Și avem inclusiv scaunele din spate încălzite. Ca și poziție, este una confortabilă, cu mult peste N mașini disponibile în piață. Cotiera centrală ne oferă suport de pahare și aici încă un spațiu de depozitare, nu știu, pentru portofel, telefon, chestiuni de genul ăsta, ochelari. După cum vedeți,
spațiul meu la picioare este suficient. Nu știu cum e în față, dar ne vom urca imediat ca să vă arăt. Și la cap mai am ceva. Nu știu cum ar sta Bogdan, dar eu zic că se descurcă. Nu e ceva des întâlnit. E faptul că centura are punctul de prindere direct în banchetă, nu se prinde de pe stâlp. Și au creat lucrul acesta pentru că varianta aceasta de mașină vine și decapotabilă. Ori dacă ai decapotabilă, nu mai există acest montant. N-aveau sens să creeze 7000 de scaune pentru fiecare variantă de caroserie. Au creat unul și bun, confortabil, sănătos, cu centura de aici. Și încă un lucru interesant, putem să-l comandăm de la acest buton. Ia uite ce avem aici. Zici că suntem în A8, în S-clasă, dar acum sincer, 100 și ceva de mii. Plus geamul spate. Când pornești jaluzeaua pentru spate, în mod automat se ridică și acestea de pe geamurile laterale. Dacă la exterior v-am spus că din perspectiva mea e un BMW extraordinar de frumos, poate cel mai frumos, la interior e și mai chic. Niciodată cei de la BMW, bavarezii, niciodată nu au fost, să nu fiu răutăcios, n-au fost axați pe crearea interioarelor frumoase. Dar aici au făcut ceva deosebit. Parcă, nu știu, au angajat un designer special pentru această mașină. Totul e superb, mult mai bine încadrată navigația centrală. Și încadrând-o în această ramă cromată, ai senzația că este și mai mare. Nu cred că e mai mare decât la alte modele de la BMW. Poate că e cu puțin, dar te face să crezi că e una huge. Ca și nivel de echipare, că asta ne interesează la acest moment. Avem keyless go, keyless entry, sistemul audio, avem climatizare pe două zone, inclusiv scaune încălzite și ventilate. Iar în continuare pe consola centrală, cutia automată ZF în 8 rapoarte, selectorul pentru tipul de condus, sport, confort. Dar astea cred că le-ai văzut și tu, Gabi, nu? Da. Așa. Avem asistență la coborâre, deși nu știu de ce mi-ar trebui la această mașină. Camere pentru mers înapoi și camere 360 bird view, senzor de parcare, sistem de frână automată cu auto hold. Volan din piele și, după cum observați și pe filmare, arată impecabil. Asta pentru că mașina are doar 30.000 de kilometri, sau aproximativ 32.000 de kilometri are. Comenzi pentru sistemul de infotainment și pentru pilotul automat, în spate padele pentru schimbarea treptelor de viteză. Iar aici, micuț, în partea stângă, avem comanda pentru volanul electric. În plus, ceea ce nu vedeți pe filmare e că eu în față am un head-up display care mi-afișează viteza cu care rulez și semnele de circulație actuale. Deci am și traffic sign recognition. Iar aici, în partea stângă, pe lângă cele patru geamuri care le știți deja, am din nou comandă pentru jaluzelele spate. Cam asta ar fi pe scurt, mai departe vom discuta și la proba de drum. Plecăm cu seria 6, 640 diesel. Seria 6 Grand Coupe. Grand Coupe, 640 diesel. Un mit spune că un BMW nu-i BMW dacă nu are motor în 6 pistoane. Asta are motor în 6 pistoane de 3 litri biturbo, 313 cai putere și un cuplu de 630 Nm. Cuplu foarte bun. Cutie în 8 rapoarte, cum sunt toate BMW-urile de altfel în ultimul timp, și tracțiune integrală. Mașina are aproximativ 1,9 tone. E o mașină sănătoasă, e o mașină grea. Dar cu toate astea, ce vrem, avem bruiaj? Da, și nu vreau să intru cu pat. Cu toate astea, producătorul spune că reușim să scoatem un consum de 5% extra urban și 7,1% urban. Viteza maximă e de 250 de km la oră și sigur este limitată. Dacă îi scoatem limitatorul, ar crește peste această valoare. Iar atenție, 0% ne păcălește producătorul cu ghilimele de rigoare că avem 5,3 secunde. Vom testa asta. Mai ales alea 0,3. Da, acolo și 2000 de secundă. În opinia mea, e cel mai frumos BMW pe partea de design, atât la interior cât și la exterior. Uite,
cum se încadrează navigația în bord față de toate celelalte modele testate. Da, e foarte fain. Și pare și mai mare. E foarte bine realizat bordul, pentru că navigația e aceeași. Dar e foarte bine realizat, parcă făcut în jurul acelei navigații. Da, plus materiale foarte calitative. Uite ce moale e bordul ăsta. Da, celălalt foarte fain. Ca să nu aveți așteptă, să știți că sunt complet nepregătit și am mai fost caz la o mașină, nu mai țin minte care, și o să zâmbesc așa frumos. Da, da, știi ce se întâmplă? Noi mașina asta, cu fabricație 2013, 32.000 de kilometri, o avem cu TVA inclus și deductibil la 36.000 de euro. Nouă, în configurația actuală, dacă ai fi mers să o cumperi din magazinele, să zic, din reprezentanță, ai fi dat aproximativ 115.000 de euro. Dar cu toate astea, cu toate astea, și aici nu e o opinie neapărat personală, ci o opinie a gurilor mai experimentate și avizate în ceea ce ține de teste auto, e una dintre puținele mașini în care cam primești ceea ce plătești. Adică luxul e pe măsura banilor cheltuiți. Nu da, ar trebui să te simți jegmănit. Se și vede, adică e prima senzație care o ai când te uși la mașină. Tot în jurul tău e cald și primitor și luxos, aș putea să zic. Totul. Piele pe bord, nu știu câți producători mai fac treaba asta. Mai ales că nu vorbim de vârful de gamă. Da, cu siguranță mai sunt și alte opțiuni care puteau fi adăugate. Nu că asta ar fi un model slab echipat. Adică avem ceva dotări pe mașină. Trebuie să începem de la tine de acolo. Da. Văd eu de aici oglinzi încălzite, electrice, rabatabile. E un buton acolo în dreapta jos, ce face? Jaluzelele spate. Le-am acoperit mai devreme cu Gabi. Eu am discutat în linii mari de dotări. Are jaluzel numai pe... Aha! Bobiță, despre ce vorbim? Păi dar ce mi-ai spus? 115.000 de euro, adică stăteam, serios. Păi dar stăteam în spate dacă știa că n-am ochelari la mine. Mai zic o dată, 115.000 foarte de euro. Foarte tare, da, foarte tare. Și chiar s-a făcut o lumină mult mai plăcută acolo. Dar uite ce observăm noi acum. Deci noi suntem cu o mașină care vrea să fie o sportivă de lux. Când spui mașină sport, te gândești la mașină care îți rupe coastele, îți rupe ficatul și îți clănțănesc din ții în gură. Am trecut pe lângă denivelări. Pe denivelări, pardon. Ai văzut ce mișto alea fain, așa? Nu ca într-un S-Class. Volan piele cu pilot, comenzi de volan aici, padele în spate pentru cei care vor mai multă senzație sport decât o oferă mașina. Pornirea la buton. Keyless go și keyless entry. Keyless go, keyless entry. Și de desubt acolo avem start stop-ul care putem închide. Navigația enormă cu hărți active și pe România. Mai jos comenzile pentru climă și sistemul multimedia. În plus, față de alte mașini, aici avem scaunele încălzite și scaunele ventilate. Ceea ce e foarte, foarte mișto pe căldura asta. E absolut genial să ai scaune ventilate. Așa, trecem mai departe. Cutia nouă rapoartă de care a zis Alex. Modurile de condus Sport, Comfort, Eco și cred că și Sport Plus. Da, avem și Sport Plus. Așa. Butonul de oprire a ESP-ului. Nu te deranjez acum. Asta e Downhill Assist, nu? Nu înțeleg de ce caută pe mașina asta, dar da, e Downhill Assist. Da. Se putea pune. Probabil a venit un pachet cu alte chestii. Erau butoanele de la un X5. Da. Și le-au pus aici. Probabil. Așa. Aici avem camere. Bird View 360, bă, suntem în mers. Nu merg decât, nu înțeles. Până acum a mers legal, producătorul ne-a spus 5%, de fapt noi avem 5,4%. Nu mă aștept ca cineva cu această mașină 4x4 să obțină 5,4. E test făcut în condiții 100% legale. Cu 313 cai, nu prea poți să stai tu liniștit așa să mergi. Acum întoarcem și ne ducem pe Comfort Sport, Sport Plus. Acum lucrurile s-au schimbat total, motorul schimbă comportamentul, pleacă cuplul mai de jos, cutia schimbă comportamentul, ESP-ul mi-a fost oprit și dăm și cutia pe sport, ne punem pe mijlocul drumului, becul i-a prins, sper să avem motorină pentru treaba asta. Ok. Și pornim. Wow.
vezi ce te ține? Mamă. Și uite aici. Și uite, uite cum rage, zici că e o benzină. Deci asta nu sună diesel. Și fii atent, deci fii atent cum eu dă când schimbă. Dar mă nerg să mă țin. De ce nu mai mă nerg să te ții? Bă, bun, ești într-o mașină sport, asta trebuie să te faci să te ții sau să-i pui tu centuri din ăla sport? Hai înapoi pe confort. Dude. Cum a fost asta? Mamă, dar bă, maxim de fain, dar același timp a fost super nașpa senzația când am vrut să mă țin și am zis, aoleu, de ce mă țin? Ba, da, foarte tare. Da. Și senzația cu atât mai mult amplificată de faptul că asta e o mașină nouă, că la 30.000 de kilometri e abia nu, așa. Nu, se pare senzația amplificată de faptul că nu știu dacă o să o punem pe asta, dar efectiv e atât de confortabil încât nu te trage cu curul pe asfalt, știi? Da, nu te aștept să se comporte ca o mașină sportivă. Da, exact. Adică, hai să ne amintim, știi când ne dădeam cu Subaru? Da. Impreza VRX 300 de cai, mașină făcută pentru adrenalină, aia nu e făcută pentru altceva. Acolo te aștept să se întâmple lucrul ăsta. Dar aici când te urci într-o mașină, da, piele, că piele, ventilație, confortabil, dar jaluzele. Mi se pare fantastic că mergeam cu viteza aia și nu simțeam că mașina e sportivă, adică trebuie să-și alimentez acum, că mi-a dat range mort. Păi cât o să alimentez, eu o să continui să vorbesc despre ce mai avem pe mașină. 3 plus, 3 minus, no, și eu numai plusuri până acum. Deci clar, plus viteza direct proporțional, viteza și cuplu mașinii direct proporțional cu confortul pe care îl are. Mi s-a părut absolut amazing, a fost fantastic, foarte tare. Nu m-aș aștepta, sincer. A fost o senzație foarte, 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 foarte faină. Știi că mai nou, generațiile noi de seria 6 vin echipate și cu motoare de 2 litri. Why the fuck ai face așa ceva? De ce să-ți iei mașina asta cu motor de 2 litri? Pentru că mai bine eu știu, ia seria 3 și gata. Punct. Pentru că știi foarte bine de ce. Pentru că automobilul. Exact. Un alt plus la mașina asta, un plus în sine, pentru mașina în sine aici, vorbim despre echiparea asta cu scaune încălzite, scaune ventilate. Mi se pare absolut genial. Hai că dacă cu scaunele încălzite nu prea sunt de acord, astea ventilate chiar mi se par un must. Și acum vedem și bird view. Uite, da. Și am ajuns la pompă. Și un alt plus, nu știu, calitate. Calitate peste calitate peste altă calitate. Deci tot ce ține de materiale premium e pe mașina asta. Îmi place foarte mult combinația asta de negru cu alb, care pleacă de aici așa și continuă pe bord. Se vede peste tot. Eu să duc să alimenteze. Da. Și noi o să vorbim, când se face o să zic el minusurile mașinii, pentru că nu știu să le zic, nu le-am găsit. Cu siguranță sunt. Aici e scrumiera, pentru că are pachet pentru fumători. Și de aici deschidem cotiera, care mie, sincer, mi se pare enormă. Încă nu am reușit să înțeleg și să pricep de ce BMW mai folosește chestia asta de la telefon aici. Nu știu pentru ce, cine Dumnezeu pune snap-in adapter. Whatever, nu știu ce e. Bă, dar ce se vede? USB și auxiliar. E foarte spațios cotiera. Probabil că scaunele sunt sport, sunt foarte, foarte faine, sunt controlate electric, liperele astea destrâng în brațe în momentul în care accelerezi cum a accelerat Alex mai devreme. Suportul pentru picioare, aici și chestia asta e reglabilă. Jos, mă! Jos, mă, găsească că s-a spânzurat aici în scaun. Nu, și asta e electric. Aici, nu? Hop. Foarte tare. Absolut fantastic ca și dotări, ca și nivel de echipare, într-adevăr. Chiar primești dotări de aia 115.000 de euro de nouă, dar la noi o să iei cu 36.000, TVA inclus, în condiții în care mașina are 32.800 de kilometri. Avem și lucruri negative, Bogdan. Avem, nu? Avem. Avem spațiu, avem acces dificil în interior, sau mai dificil, mai ales locurile în spate. E spațioasă, dar 5 persoane în spate n-au ce căuta. E mașină de 4... 3 persoane în spate. 3 persoane în spate. E mașină de 4 oameni, 2 în față, 2 în spate.
Gura de portbagaj e destul de greu accesibilă, e mică și garda la sol redusă. De aici mai pun o altă întrebare. Dacă tu ai 12 cm garda la sol, pentru ce pui butonul downhill assist? Nu e ca și cum te duce să faci cu mașina asta grătar pe era rău. Nu? De ce pe era rău? Să faci grătar pe era rău? Că e aerul mai curat acolo, la grătoavele mai poluate. Te duci tu să-l strici, nu? Înțeles, fac grătar, nu dau drumul la combinat. Zi despre finanțare. Finanțare, persoană fizică, aproximativ 3800 de euro pe lună, 3800 de lei pe lună, timp de 60 de luni. Ca societate, avans de 6600, TVA inclus, și o rată de aproximativ 580, parcă. 580 de euro. Da, 580 de euro. Și casco. Și casco, că nimic nu putem face fără casco. 36.000 e mașina, nu știu dacă am apucat să vă spunem. Am zis și eu vreo două ori. 36.000, TVA inclus și deductibil. S-ar putea ca cine ne urmărește mai mult să râdă de noi cât de tâmpiți suntem decât da, de ce am prezentat. Zi-mi ce consum am scos și după repriza aia chiar. Mai până acum avem 7.3. E aproape de repriză. Nici nu poți să spui repriză, că n-a fost o repriză 0-100, a fost o repriză 0-100 și încă 1-0 mult. Adică, dar nu poți să te abții cu mașina asta, nu știu cum să zic. N-ai cum. E genul de mașină care te lasă ușor fără permis. Foarte ușor. Da. Deci ori îi puneți limitator. Dar stai că avem limitator. Deci, pac, limitator. Da, dar nu e ca și limitatorul ăla, te oprești, pum, gata, nu mai merge accelerația de aici. Păi spui limitatorul la 50. Și... Păi da, dar la momentul în care acționezi asupra mașinii, doar te avertizează, nu te... Ba nu, limitatorul dacă îl pui, pa. E limitat, serios, deci nu e din ăla care îți se arată în bord. E limitator, punct. La 50, la 100, la cât l-ai pus? Să-l dezactivezi. Da. De ce să-l dezactivezi dacă totul activezi? Ca și cum mi-aș lua mingi de fotbal, dar nu șutez în ea, doar dau pasi. Așteptam să ne dați like, share pe Facebook, să ne urmăriți pe Facebook, să ne scrieți pe Facebook, să ne scrieți la telefon, pe WhatsApp, pe mail, să ne sunați, să ne urmăriți pe YouTube, să vă abonați pe YouTube, să comentați pe YouTube. Și pe Instagram. Și vă răspundem la comentarii. Noi am intrat pe Instagram, eu nu știu să folosesc chestia aia, dar cu siguranță cineva vă va răspunde și acolo. Cred că Instagram-ul e mai mult folosit dacă ești... Pa! Salutare!